A văzut moartea cu ochii. Asta spune acum o femeie în vârstă de 58 de ani din Ploiești, care s-a trezit ieri seară atacată de o haită de câini. Victima a încercat să se apere de colții animalelor, luptându-se cu ele. A strigat după ajutor, însă nimeni nu a auzit-o. Chiar pe acest câmp a fost femeia atacată de către câinii maidanezi. Ei bine, totul s-a întâmplat în timp ce victima patrupedelor mergea spre casă. Mai exact, incidentul s-a petrecut lângă rafineria Vega. Bătrâna se ducea spre casă. Medicii de la ambulanță i-au acordat îngrijiri medicale după ce victima a reușit să ajungă la stradă și să ceară ajutor. A fost atacată de niște câini fără stăpân în zona rafineriei Vega din Ploiești, o femeie de 58 de ani. Am fost apelați prin 1-2 la 19-28. Echipajul care s-a deplasat la locul evenimentului a găsit această persoană cu multiple plăci mușcate la nivelul pielii capului, cu plăci mușcate la nivelul mâinilor și o fractură de antebraț stâng. Se pare că în timp ce s-a apărat de acești câini și-a produs și această fractură. Necesită operația, o fractură deschisă prin mușcătură de câine la baza metacarpului 1, mâna dreaptă. Are și o fractură închisă la antebrațul stâng, care a fost imobilizată în aparat gipsat. A fost mușcată destul de bine. A fost mușcată și tăvălită pe jos. A fost mușcată și la cap. Nici femeia nu mai știe cum a scăpat. În spate așa m-a luat un câine mare. O haită de câine erau. M-a tăvălit. Uite așa mi-a făcut pe jos, pe acolo. Nu mai sunt. Am strigat la niște oameni de m-a salvat. Am strigat la oameni de m-a salvat. Că altfel muream. Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz. Am fost sesizați prin apel unic 112 cu privire la faptul că o femeie ar fi fost agresată de mai mulți câini în zona Spitalului Județean de Urgență Ploiești. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă din cadrul secției 2 Poliție Ploiești, care a constatat că aspectele respective se confirmă. În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Femeia va mai rămâne internată în secția chirurgie plastică a Spitalului Județean de Urgență Ploiești.